Alocațiile pentru copii în luna februarie 2024 vor aduce vești bune pentru părinți, deoarece sumele au fost mărite în urma indexării cu rata inflației. Copiii vor primi alocațiile mai mari, având în vedere că acestea se ajustează anual în funcție de rata inflației pe anul fiscal anterior, care a fost de 13,8%. Începând cu luna februarie 2024, alocațiile de stat pentru copii cresc cu 13,8%. Mai exact, pentru copii până în 2 ani, alocațiile vor crește cu 87 de lei, iar pentru cei cu vârsta până în 18 ani se vor majora cu 35 de lei. Această creștere se aplică în funcție de vârstă, iar primele alocații majorate vor fi plătite în această lună. În România, aproximativ 3,6 milioane de copii și tineri beneficiază de alocații de stat în anul 2024. 3,6 milioane de copii și tineri care urmează cursuri liceale și profesionale vor beneficia de sume mari aferente alocațiilor de stat. Plățile se fac din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale prin Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială. Pentru a beneficia de aceste alocații majorate, este esențial să prezentați următoarele documente la autoritățile responsabile. Cerere tip, acte de identitate, certificatul de naștere, certificatul de încadrare în grad de handicap, livretul de familie, actul de identitate al reprezentantului, tantului legal, alte acte doveditoare privind componența familiei, precum hotărâri judecătorești, dispoziția ale autorităților tutelare sau de protecția copilului, acte de deces și așa mai departe. Dovadă de cont bancar, declarație a beneficiarului. Alocațiile pentru copii pot fi primite prin poște sub formă de mandat poștal sau prin transfer bancar, direct pe cardul bancar al beneficiarului. Dacă din diverse motive nu ați ridicat alocația la timp, puteți recupera sumele. Procedura exactă poate varia și ar trebui să contactați instituția responsabilă pentru a primi informații specifice. În general, va trebui să depuneți o cerere și să furnizați informațiile necesare pentru a dovedi îndreptățirea la alocație. Relatează clic.ro